Accident grav în Hunedoara. Un șofer a murit după ce a făcut infarct la volan. A pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț. Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările în acest caz. Potrivit pasagerului din autoturism, șoferul a acuzat dureri în piept, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un șanț. La fața locului a fost găsită o victimă decedată, șoferul în vârstă de 62 de ani. A doua persoană, în vârstă de 70 de ani, fără leziuni, a refuzat să fie transportată la spital. Din primele date, se pare că persoana decedată a suferit un infarct și a pierdut controlul volanului. Pacientul nu prezenta leziuni evidente care să-i cauzeze decesul. Din ce declară pasagerul, victima s-ar fi plâns de dureri în piept, au precizat reprezentanții SAJ Hunedoara. Poliția a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în acest caz.